Amin, lăudat să fie Domnul, vă rog să ocupați locurile. Vă promit că am să fiu foarte, foarte scurt, pentru că deja miroase frumos și chiar dacă am spus că o să fie un program puțin mai prelungit, nu o să fie un program foarte prelungit. Tot ce rămâne să facem este să facem o rugăciune și la încheierea rugăciunii o să rog pe fratele presbiter Pavel Gânsar să vină aici în față, să ne conducă într-o rugăciune pentru părtășia pe care o vom avea la masă și să binecuvinteze familiile bisericii care se vor închina cu daruri în numele Domnului astăzi. Vreau să spun câteva cuvinte din Deuteronom 16:10, versetul pe care l-am pus în buletin. Și care spune așa: apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Sunt stabilite aici 4 principii importante cu privire la ceea ce facem noi astăzi. Primul, să prăznuiești sărbătoarea. Noi venim înaintea lui Dumnezeu de fiecare dată să sărbătorim ceva. Și ori de câte ori venim aici, frații menționează să sărbătorim jertfa Domnului Iisus Hristos, să sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, să sărbătorim binecuvântările pe care El ni le dă, rugăciunile ascultate, toate acestea sunt motive de sărbătoare. Mi-aș permite să spun că putem veni să sărbătorim harul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Să încheiem proiectul acesta. Orice fel de lucrare pe care o facem, dacă nu este închinată Domnului și dacă nu vine dintr-un spirit de închinare și de a-L sărbători pe Dumnezeu și ceea ce a făcut El cu noi, nu are valoare. Primul lucru și cel mai important este să ne aducem pe noi înaintea Domnului și să ne închinăm noi înaintea Lui și să-L sărbătorim pe El. Vă aduc aminte ce spunea Apostolul Pavel despre macedoneni. S-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Înainte de a contribui cu ceva, înainte de a face ceva, înainte de a aduce ceva înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem pe noi. Noi suntem cele mai importante jertfe pe care le putem aduce lui Dumnezeu. Viața noastră este cea mai puternică închinare. Și cea mai bună cale prin care îl sărbătorim pe cel care merită să fie sărbătorit, să prăznuiești sărbătoare. În al doilea rând, să aduci daruri. Vedeți, înaintea lui Dumnezeu niciodată nu putem veni cu mâna goală. Trebuie să-i aducem ceva, trebuie să-i dăm ceva. Pentru că nici El n-a venit cu mâna goală la noi. Și spuneam că s-a adus pe sine și noi trebuie să ne aducem pe noi înșine. Dar tot Biblia spune că s-a suit în cer, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Dumnezeu este cel mai mare dăruitor din univers. Și noi suntem chemați să dăruim, să aduci daruri. Puteți afișa din nou Deuteronom 16:10. Să prăznuiești sărbătoarea, să aduci daruri. Trebuie să-i dăm ceva lui Dumnezeu. Când văduva care a dat 2 bănuți, s-a dus la templu și a dus cei 2 bănuți, și să nu aibă cineva impresia că noi sfătuim pe cineva să dea tot ce mai are să mănânce. Nu mergem până acolo. Pe femeia aceasta n-a pus-o nimeni să facă lucrul acesta,
În al doilea rând, nu mă îndoiesc că Dumnezeu a avut grijă de ea să aibă ce mânca, cu toate că a dat tot ce mai rămăsese. Însă, asta demonstrează că o femeie văduvă, care nu mai avea aproape nimic, când s-a dus la templu, n-a putut în cugetul ei să se ducă cu mâna goală. N-a putut. N-a putut să nu dea măcar ceva. Cât de puțin a putut. Și pentru că a dat tot ce avea, Dumnezeu a considerat că a dat cel mai mult. S-ar putea ca în această dimineață să n-ai mult. S-ar putea să fii depășit de circumstanțe. Și s-ar putea să dai foarte puțin și să fii jenat. V-am mai spus odată. Cu 5 dolari, cu 10 dolari și cu 100 de dolari nu se plătește o datorie de milioane de dolari. Dar vă rog frumos să mă ascultați. Deasupra noastră e un Dumnezeu care nu se uită la mia, zecile de mii sau chiar sutele de mii de dolari fără să se uite și la puținul pe care îl dă cineva. Iată de ce, frați și surori, să nu vă simțiți jenați și să spuneți: mai bine nici nu vin la masă, masa e pentru toți, nu-i pentru cei care dau, masa e pentru toți, absolut toți care sunt aici să rămână la masă. Dar să nu fii jenat, să te uiți în stânga și în dreapta și să spui: dacă aș avea și eu ca persoana cu tare, dacă am avea și noi ca familia cu tare, ar fi bine că am fi și noi puțin mai... Nu, aș vrea să fii liber, să dai puținul pe care îl dai, cu încrederea că Dumnezeu îl vede, Dumnezeu îl primește și Dumnezeu iubește lucrarea pe care o faci tu. Să nu se simtă nimeni inferior doar pentru că dă mai puțin. Primul lucru, să prăznuiești sărbătoarea, și sărbătoarea este întotdeauna în cinstea Domnului. Să aduci daruri. 3. Să aduci daruri de bună voie. Nu de silă. Nimeni nu este obligat să dea. Împărăția lui Dumnezeu se bazează pe bunăvoință. Și Biblia spune că El de bunăvoie s-a dat pe sine. Dragii mei, toate lucrările miraculoase pe care Dumnezeu le-a făcut în biserică, le-a făcut din bunăvoința oamenilor. Fratele păstor Adi citea mai devreme despre biserica primară, care avea totul îndeopște, adică aveau totul la comun. Comuniștii au încercat multă vreme să citeze Biblia, ca să ne păcălească, să credem că comunismul are ceva de a face cu biserica primară. N-are absolut nimic de a face cu biserica primară. Ei au venit cu teroarea, cu pușca, cu batoanele, cu pușcăriile, cu lagărele de concentrare. Și ăștia aici vin și ne iau taxele nu de bună voie. Le măresc ei cum vor. Asta nu e lucrare biblică. Ce s-a întâmplat în Biblia a fost lucrarea Duhului Sfânt. Zice că toți își aduceau averile de bună voie, fără să-i oblige nimeni. Dumnezeu nu are nevoie de lucruri forțate. Vreau să fac o paranteză. Cred că vă interesează lucrul ăsta. Moneda, într-un sens larg folosită, moneda, care poate fi convertită din spațiul material în spațiul veșnic, în spațiul spiritual, este închinare. Este închinare. Inclusiv banii pe care noi îi dăm, bogățiile pe care noi le investim în împărăția lui Dumnezeu,
sunt convertite în viața veșnică, că Biblia spune, bogații să nu-și pună încrederea în bogățiile acestea trecătoare, ci să fie darnici, să-și strângă o bogăție, o comoară veșnică. Cu alte cuvinte, chiar contribuțiile noastre, darurile noastre, pentru biserică, pentru misiuni, vor fi convertite în împărăția lui Dumnezeu. Dar nu ca bani și ca posesiuni, ci ca obiecte de închinare. Când banul meu este lucrul cu care eu mă închin, el poate fi convertit în spațiul spiritual. Închinarea poate fi transferată din spațiul material, unde noi ne aducem dărniciile noastre, unde noi cântăm cântările noastre, unde noi ne rugăm rugăciunile noastre, unde noi ne predicăm predicile noastre și facem toate lucrurile pe care le facem. Toate acestea, când sunt o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu, pot fi convertite și transferate în spațiul spiritual. Închinarea poate fi obținută doar de bunăvoie, contează doar atunci când e de bunăvoie. Când nu e de bunăvoie, nu contează, nu e luată în considerare. Și atenție, poate fi obținută prin convingere sau prin amăgire, prin înșelare. Dumnezeu niciodată nu înșală, Dumnezeu își spune din start pretențiile la închinarea pe care noi trebuie să o aducem, dar așteaptă să fie de bunăvoie, nu forțată. Că dacă nu-i de bunăvoie, nu contează. Satana și el vrea închinare. Vă spuneam la cină, în Joia Mare, că vine cu un monument în fața noastră. Vine cu un chip cioplit. Vine cu o statuie de zeitate. Și omul pocăitul poate să spună, noi știm. Noi știm că nu există zei sau semizei. Nu este decât un singur Dumnezeu. Asta e o piatră, e o bucată de lemn. Ca să scap, ca să nu-mi pierd serviciu, ca să nu fiu persecutat, ca să nu fiu luat în obiectiv, mă duc și eu și mă plec în fața la bucata asta. De ce e un idol? Un idol nu e nimic. Și Pavel spune, aveți grijă. Că e o păcăleală. Să nu crezi că e doar o piatră, să nu crezi că e doar un lemn. În spatele imaginii, în spatele statuii, stă un diavol, stă un demon, care ia închinarea ta de bunăvoie dusă, că dacă ai fost păcălit, tu ești responsabil, că poporul pierde din lipsă de cunoștință, tu ești responsabil de ignoranța ta. Nu e scuzabilă ignoranța ta, că ai Scripturile și ai Duhul Sfânt. Și intri în părtășie cu drace, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ai oferit închinarea ta de bunăvoie și ea a fost convertită în spațiul spiritual, dar în loc să fie adresată lui Dumnezeu, a fost adresată celui rău. Aici este o chestiune interesantă chiar legată de semnul fiarei. Pentru că foarte mulți pocăiți spun, ce e așa de greu de citit? Când o să spună semnul fiarei, mă uit la el și spun, nu. Nu asta o să fie eticheta. Nu asta o să fie eticheta. Eticheta va fi alta. Însă atenție, că de-aia Biblia ne dă anumite indicii. Când scrie acolo, n-aveți voie să cumpărați sau să vindeți, înseamnă că se leagă de funcționalitatea noastră în sistemul acesta. Ne interzice să funcționăm dacă nu ascultăm de ei. Condiționează funcționalitatea noastră în societate. Și acum atenție, mulți spun, da, dacă ne ia pe toți și ne forțează și ne pirogravează fruntea, ne pune 666 pe frunte. Cu forță. Ne leagă. Ne. De înșelat încearcă să ne înșele. De forțat nu. Pentru că diavolul vrea închinare. Ai moneda pe care el o vrea. Și dacă ne forțează, nu îi se transferă în contul lui. Nu se transferă, nu se pune la socoteală.
Mai mult! Pentru asta este Marcu 16, care spune, dacă veți bea ceva de moarte, nu vă va vătăma. Știți că atunci când creștinii au fost maltratați, persecutați și omorâți în arenele romane, fecioarele creștinilor au fost siluite de soldații romani și necinstite. Și cineva ar putea să spună, aoleu, ce s-a întâmplat? Și-or fi pierdut mântuire? Nu. Tot ce s-a întâmplat cu forță n-a contat. Închinarea aia n-a contat în spațiul spiritual. Numai ce face un om de bună voie, că e păcălit sau e convins, dar să facă de bună voie, este convertit în spațiul spiritual. Satana știe asta. Și el nu vrea să facă o societate pe pământ cu oameni rebeli, care în mintea și în inima lor sunt împotriva lui. Pe ăștia vrea să-i decapiteze și să-i extermine. Asta vrea să facă cu ei. Îi scoate la interval, ei nu se închină și nu-i forțează să ia semnul fiarei. Leagă tu. Așa spune Biblia. Pentru că dacă i-ar forța, nu s-ar pune. Și pentru că nu s-ar pune, n-are nevoie de o asemenea închinare Satana. Îi e mult mai ușor să ne ghilotineze. Iată de ce, în dimineața aceasta, oricât cineva aduce, să dea de bună voie, să dea cu inimă bună, să dea cu bucurie, că Domnul iubește pe dătătorul voios. Și orice vom da va fi convertit în veșnicie. Cu tot ce vei face de bună voie, te vei întâlni în slavă. Și în fine, în ultimul rând, hai să reluăm. Să prăznuiești sărbătoarea, să îl sărbătorești pe Domnul, să aduci daruri, nu vii cu mâna goală înaintea lui Dumnezeu, să dai de bună voie, cu bucurie, din convingere, și în fine, după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Există o proporționalitate între cât ai și cât dai. Întrebarea nu se pune cât dai, ci din cât dai. Și aici fiecare dintre noi va trebui să ne facem o socoteală în această dimineață. Din cât dau? Cugetul meu îmi spune, ești bine. Ai dat și poate că un pic ai dat și peste puteri. Poate că un pic ai scos de la distracțiile tale, de la fondul tău de vacanță, de la anumite lucruri pe care ți le pregătisei. Te-ai uitat și ai spus, da, că pot să fac lucrul ăsta așa, nu viitor, las, dau la biserică, că dau Domnului. Dacă așa stau lucrurile, să te binecuvinteze Domnul Iisus. Dar dacă ai mai putea adăuga un pic și ai zice, Domnul, eu am fost cam foarte binecuvântat de Dumnezeu și aș putea un pic mai mult, ascultați, afișați din nou, vă rog frumos, versetul Deuteronom 16:10. După binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Noi nu suntem tele-evangeliști aici. Noi nu vă spunem, dați ca să vă dea Dumnezeu. Un om care vă garantează că dacă dați 5 dolari, Dumnezeu vă dă înapoi 10, nu că nu știe Biblia. Vă păcălește, vă înșală. Habar n-are. E posibil să-i dai lui Dumnezeu și mâine să treci printr-o încercare, să vadă Dumnezeu dacă îl iubești de adevăratele. Și să pierzi, nu să câștigi. Mai ești atunci voios și bucuros că i-ai dat Domnului? Îl mai lauzi și atunci pe Dumnezeu? Este un test. Ascultați.
nimeni să nu facă târg cu Dumnezeu în sensul că, Doamne, fii atent aici. Uite, uite cât am scris aici. Uite cât am pus aici. Anul ăsta vreau asta, 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 asta și asta. Nu da nimic nici măcar în schimbul sănătății. Nu da nimic nici în schimbul la nicio dorință decât aceea de a-L lăuda pe Dumnezeu și a-L onora pe Dumnezeu, atât să te preocupe. Dar uite cum putem socoti lucrurile. Să mă uit la cât mi-a dat Dumnezeu și din cât mi-a dat Dumnezeu, cât merită Dumnezeu. Și atunci vă garantez un lucru. În primul rând îl vom sărbători pe Domnul, garantat îl vom sărbători, că e despre El. El stă în centrul lucrurilor. În al doilea rând, vom aduce ceva Domnului și îl vom onora. În al treilea rând, vom da cu bucurie, de bună voie, fără să ne forțeze cineva. Și în al patrulea rând, vom demonstra că lucrurile pe care le-am primit sunt binecuvântări. Lucrurile pe care le primim și din care noi facem parte lui Dumnezeu, atât cât merită Dumnezeu, tu decizi cât merită, nu mai pot fi numite binecuvântări. Pentru că Biblia spunea în 1 Timotei 6, 1, bucurați-vă de tot ceea ce Dumnezeu ne dă din belșug, că ni le dă să ne bucurăm de ele. Și eu cred că ne-am bucurat și de Paști, și de Crăciun, și de atunci până acum, și Dumnezeu ne-a dat multe binecuvântări și ne bucurăm de belșugul acesta de binecuvântări. Cred că ne bucurăm. Dar să nu ne bucurăm singuri, pentru că sunt unii în jurul nostru care au nevoie de ajutor. Și când vine vremea să ajutăm, întotdeauna să ne deschidem inima. Și trei, să nu ne bucurăm de bogățiile acestea mai mult decât de cele de dincolo. Când astea sunt mai importante decât alea, astea devin o cursă, nu o binecuvântare. Așa că mă opresc și vă rog, facem o rugăciune în care fiecare ne rugăm pentru noi, pentru viața noastră, pentru inima noastră, pentru familia noastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care ni le-a dat. Și îl rugăm pentru Biserica Elim să dea astăzi un belșug de binecuvântare. Avem nevoie de el ca să mai facem un pas important în împlinirea obligației și a datoriei pe care noi avem. Că datoria unui dator, care e datoria unui dator? Datoria unui dator e să-și plătească datoria. Și noi nu putem răsplăti bunăvoința unei familii, a unui om care a investit în lucrarea lui Dumnezeu, care a dat și ne-a dat încredere în același timp, clătinându-ne pe picioare, abdicându-ne responsabilitatea sau spunând, ne pare rău, dar s-a cam stins, am cam obosit. Nu putem. Dumneavoastră nicio lună, oricât de urât v-ați uitat la bilul de mortgage, de gaz, de curent, nu puteți să spuneți, ia mă lasă în pace, mai aștept o lună, două, nouă. Datorie e datorie. Haideți să fim oameni de cuvânt și vă mulțumim că am fost până acum și Dumnezeu a făcut minuni cu biserica aceasta și în biserica aceasta. Ne ridicăm în picioare, facem rugăciunea asta și am o rugăminte pentru dumneavoastră. Rugați-vă și pentru alții, rugați-vă pentru cei care au puțin sau nu au. Binecuvântați în numele Domnului, mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru cei care pot da puțin. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru ei, că în cele din urmă, când se rotunjește suma, când se numără totul,
Că unul a dat mai mult sau că unul a dat mai puțin, darurile merg toate în numele bisericii și toți ne bucurăm de întregul care se strânge prin vărnicia fiecăruia. Ne rugăm cu toți împreună și apoi urmează fratele Pavel.